Nu slăbește deloc ritmul olandezul, mereu încearcă să se apropie de adversarul său. Îi place lupta de aproape lui Van Rosmalen. Bună dreapta trimis acolo de Van Rosmalen. Trebuie să fii foarte bine pregătit atunci când urmează să te bați cu Robin Van Rosmalen. Este ca un tăvăluc, vine peste tine, nu faci niciodată pasul în spate. Lovește foarte puternic, însă acuză o lovitură cu capul lămurat de Rechki, iar e deschis arcada acestuia. Da, cu siguranță nu a fost o lovitură intenționată din partea lui Robin Van Rosmalen. Cum probleme pe partea opusă pentru Murad Rechki, pentru că ceva mai devreme avea cealaltă arcadă deschisă. Ar fi păcat ca meciul să se termine după o lovitură neintenționată cu capul. Eu cred că îi place și doctorului meciul ăsta și o să lase să continue până la capăt. Într-adevăr, foarte spectaculos. Aproape un minut din această confruntare. Robin Van Rosmalen și Murad Rechki reiau meciul în aplauzele publicului. Într-adevăr, un meci spectaculos. S-au luptat cei doi, au încercat să-și dea knockout. Acum Robin Van Rosmalen cu siguranță va presa. Bună dreapta, din nou a dat acolo capul pe spate lui Murad Rechki, adversarul său. Oh, ce dreapta a trimis acolo Van Rosmalen. Încă un uppercut de dreapta, cât poate să ducă pe picioare Murad Rechki. Se năpustește în atac Robin Van Rosmalen, mai prinde acolo un croșeu de dreapta, a ratat cu croșeul de stânga, Murad Rechki este în dificultate. Rezistă bine turcul în acest moment, l-a luat în brațe pe adversarul său. Cearcă câteva lovituri de picior Murad Rechki pentru a-l ține la distanță pe Robin Van Rosmalen. Foarte periculos olandezul atunci când a scurtat distanța. Ce meci am avut în această seară. Cel mai spectaculos meci din această gală. Local Combat terminatorii Murad Rechki și Robin Van Rosmalen. Excelent. Timp de 3 reprize s-au bătut cei doi în ofensivă ambii luptători. Imediat după această luptă urcă în ring Daniel Ghiță, cel care va da piept cu Hezdi Gerges pentru titlul mondial la categoria grea. Și bineînțeles, după lupta lui Ghiță, vom vedea meciul de retrage al lui Badr Hari împotriva lui Gökhan Saki. Relor cu acțiunile lui Robby Van Rosmalen, o repriză a treia câștigată de sportivul olandez. A arătat mult mai bine pe finalul meciului Robby Van Rosmalen. Este o calitate foarte importantă în acest sport, să ai bărbia tare. Am văzut ce lovituri a reușit să ducă acestul. Avem un câștigător la puncte. Victorie pentru olandezul Robby Van Rosmalen la puncte împotriva lui Murad Rechki. Urmează meciul lui Daniel Ghiță împotriva lui Hezdi Gerges. Hey.